Ruta numărul 11. Ruta numărul 22. Ruta numărul 27. Ruta numărul 29. Deci mă scol la ora 4 și jumate. Ies din casă, dau mâncare la iepuri, la păsări, îmi iau geanta și toate cele necesare și mă urc în mașină și mă pornesc spre serviciu. Primul an când am lucrat, foarte greu, foarte greu mi-a fost. Eu nu știu cum de am rezistat până acum. Retrăiem, slăbisem chiar pinile. Mă sculam în timpul nopții și căutam să trag frâna de mână. Căutam să aprind gabariturile, iluminațiile, tot. Ajung undeva fără 10-6, iau foaia de parcurs, jurnalul la dispecerat și mă duc, mă uit pe tablă unde e mașina, pun cărbunii, pun oglinzile, mai șterg geamurile dacă am timp și pe urmă ies la traseu. Eram prin oraș, nu mai țin minte, când învățam, că probabil învățam, ori venim la oraș, și adică circulam cu troleibuzul și veneam tot timpul în față și observam ce face șoferul și mi-a plăcut foarte mult și mi-am zis că eu tot o să învăț să fiu șoferiță, dar eram cam timidă și n-am mai reușit să întreb, că pentru mine era chiar o problemă să întreb, dar unde-i strada aceea, adică eram timidă, nu întrebam. Ruta numărul 1, ruta numărul 3, ruta numărul 10, ruta numărul 11, ruta numărul 22. E, și acum spun, stau acasă iarna, a să învăț, a să încerc. Măcar că de-am o vârsta, poate... Și s-a primit. Zic că să încerc să-mi fac visul care eu... Mm-hmm. Ceva și-mi place. Măcar odată în viață zic să fac și eu și-mi place. Transportul public, autobuze, troleibuze, adică ar trebui să fie la oră. Omul stă în stație și ar trebui să știe că la ora asta el e troleibuzul ori autobuzul și la ora aceea el ajunge. Dar așa uneori, așa e trafic, ori e accident, ori asta. Stă omul în stație, adică vine de la lucru, vrea să ajungă mai repede acasă și el stă în stație și așteaptă. Uneori ne învinuiesc, adică le-am închis ușa în față, dar nu este chiar așa, fiindcă în oglindă el a apărut deja și i s-a închis ușa în față, dar eu am apăsat și butonul, adică mai repede. Am 5 rotații până la prânz și pe urmă am 10 rotații, adică 2-3 minute pauză la ultima stație. Nu se întâmplă, poate am rămas puțin în urmă de graficul meu. Urmează stația Bulevardul Renașterii Naționale. Intrăm în parc, dăm jurnalul mașinii la master. Dacă este vreo problemă la mașină, îi spunem.
ca ei pe noapte să facă lucru și ne indică rândul unde trebuie să parcăm. Punem în rând, am făcut ordine și m-am urcat în mașină și am plecat acasă. Și eu de când fac exercițiile astea, spatele nu mă doare. Sincer, dar eu aveam probleme așa că putem să mă scol 3 zile din pat, adică nu mă duc eu picioarele. Mă simt mândră că sunt șofer de troleibus și am reușit să, într-adevăr, să muncesc. Prima mea zi de muncă a fost, eu singur mă mir, că n-am lăsat undeva troleibuzul pe marginea drumului să plec acasă, sincer.